Consiliul Județean a fost legal convocat prin dispoziția numărul 242 din 22.09.2021 a președintelui Consiliului Județean Bacău, comunicată în termen prevăzut de lege consilierilor. La ședința din totalul de 36 de consilieri județeni în funcție sunt prezenți 35. Mă întrerup un pic. Domnul Fotache, aș vrea să închideți ușa totuși. Ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Având în vedere problemele aflate pe ordinea de zi, am invitat directorii din direcțiile de specialitate și președintele aeroportului internațional. O salutăm pe doamna Ana, bine ați venit! Mulțumesc prezenței mass mediei, așa că o să dau citire ordinii de zi. Pentru ședința de azi, ordinea de zi e în felul următor. 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței extraordinare din 21.09.2021. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea bunurilor imobile aflate în proprietatea publică și privată a județului Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor de parcare Aeroportului Internațional George Enescu Bacău, proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Hemeiuș a unui sector din drumul județean DJ119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018, situat pe raza administrativ-teritorială a Comunei Hemeiuș. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 1497 din zona drumului județean DJ119B, situat în sat Mărgineni, comuna Mărgineni din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea SC Delgaz Gridesa. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifului pentru prestarea serviciului de transport public de persoane pe traseul județean numărul 36 Bacău-Buhuș. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economice aferenți pentru obiectivul de investiții, reabilitare, sediu ambulanță Onești, reabilitare atelier mecanic și electric a Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Proiect de hotărâre pentru dezlipirea în trei loturi a imobilului cu număr cadastral 60.657, situat în sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău, în suprafață de 83.701 metri pătrați. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în șapte loturi a imobilului cu număr cadastral 60.404, situat în sat Glăvănești, comuna Glăvănești, județul Bacău, în suprafața de 128.170 metri pătrați. 10. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în trei loturi a imobilului cu număr cadastral 60.955, situat în sat Burdusaci, comuna Răchitoasă, județul Bacău, în suprafață de 44.958. Proiect de hotărâre privind dezlipirea în 5 loturi a imobilului cu număr cadastral 60.899, situat în sat Motoșeni, comuna Motoșeni, județul Bacău, în suprafață de 49.533 metri pătrați. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu 60 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. 13. Proiect de hotărâre privind acordul județului Bacău în calitate de vecin în vederea construirii de către SC Aqua Sole 2013 SRL a unui imobil cu destinație pensiune turistică situată în municipiul Bacău, strada aeroportului numărul 6. 14. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhuș în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ158 Buhuș, limita cu județul Neamț. 15. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu municipiul Bacău și comuna Lete Veche în vederea realizării în comun a lucrărilor de investiție privind obiectivul ameliorarea conectivității între Bacău și Letea Veche prin crearea unei legături rutiere, inclusiv pietonale și ciclabile, între strada Milcov și rețeaua stradală Letea Veche.
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2021. 17. Proiect de hotărâre privind plata contribuției anuale aferentă anului 2021 la patrimoniul Societății Naționale de Curce Rușii din România, filiala Bacău. 18. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz, a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 500 metri pătrați aflat în domeniul public al județului Bacău și administrarea regiei autonome a aeroportului internațional George Enescu Bacău în favoarea Ministerului Apărării Naționale. La punctul 18, având în vedere prevederile articolului 136 aliniatul 11 din Codul Administrativ, în calitate de inițiator am să retrag acest proiect de pe ordinea de zi. Am să explic mai târziu și de ce, după ce suplimentez ordinea de zi cu următoarele cu celelalte proiecte care au apărut ulterior. Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Ordinea de zi a fost aprobată așa cum a fost prezentată. Vă mulțumesc. Supun la vot în conformitate, am să dau citire. Nu. Un pic. Supun la vot în conformitate cu articolul 135, aliniatul 8 din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea Ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru proiectul lucrări, modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primiri urgențe, realizare heliport, Spital Județean de Urgență Bacău, cod SMIS 120.780. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean numărul 175. Din 11.09.2018 privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprie a județului Bacău pentru proiectul lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unități de primire urgență, realizare heliport, Spitalul Județean de Urgență Bacău, cod SMIS 120.780 cu modificările și completările ulterioare. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea Ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului investiții, reabilitare și modernizare DG252C Tătărești și Corbasca, kilometru 8+022-23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea Ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului din investiții, reabilitare și modernizare DG252 Tătărești-Corbasca, kilometru 8+022-23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea Ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare DG119 25+740 27+993 la Ciucani, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurărilor de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea Ordonanței numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG119 25+740 27+993 la Ciucan, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru aplicarea Ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivelor de investiții, reabilitare și modernizare DG123 limită de județ Harghita Valea Uzului Dărmănești DN12A kilometru 41+000-62+103 județul Bacău, sector de drum studiat la kilometru 44+800 la kilometru 51+100 pe o lungime de 6,3 kilometri în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
8. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG123, limită județ Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, DN12A, kilometru 41+000, 62+103, județul Bacău, sector de drum studiat, de la kilometru 44+800 la kilometru 51+100, pe o lungime de 6,30 km, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului investiții, reabilitare și modernizare DG117 poduri, kilometru 17+000, 21+180 în lungime de 4,18 km în județul Bacău, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG117 poduri, kilometru 17+000, 21+180 în lungime de 4,180 km în județul Bacău prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG241B, Pădureni-Godovana, kilometru 2+370, 17+800 din județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 12. Proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG241B Pădureni-Godovana, kilometru 2+370, 17+800 în județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean DG241C, Valea Mare, limită județul Neamț, kilometru 4,056,938, limită de județ Neamț, Lipova, limită de județ Vaslui, kilometru 9+450, 24+110, în lungime de 17,54 km, tronsoanele kilometru 10+400, 14+927, kilometru 17+830, 20+730, în lungime de 7,427 km, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței de guvern numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare DG117, kilometru 14+950, kilometru 17+000 în lungime de 2,05 km în județul Bacău. 15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței de guvern numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, refacere pod DG241, kilometru 97+420, afectat de fenomenele hidrometeorologice din perioada mai-iunie 2019. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pe drumurile județene pentru iarna 2021-2022. 17. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului proiect strategic Regiunea Nord-Est, axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG207D, limita de județ Neamț-Traian, DN2F, kilometru 28+000, 50+254, DG241, limită de județ Vrancea, podul Turcului, izvorul Berheciului, kilometru 25
plus 000, 83 plus 368 și DG 241A, izvor Berhecelui Secuien, kilometru 64 plus 250, 78 plus 114, precum și modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 2 din 2017, cu modificările și completările ulterioare. 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru obiectivul de investiții, amenajare și dotare loc de joacă pentru copii la Centrul Școlar de Educație Inclusivă, numărul 2, Comănești, județul Bacău. 19. Proiectul de hotărâre privind mandatarea SECE Aerostare SA Bacău, ca în numele și pentru județul Bacău, să construiască fundațiile betonate permanente aferente instalării și utilizării unui sistem mobile Airsoft Arresting System în vederea aplicării articolului 2 din hotărârea Guvernului numărul 1725 pe 2004. Supun la vot ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Ordinea de zi suplimentară a fost aprobată. Am să fac o propunere la începutul ședinței, tocmai pentru operativitate. Ați văzut că pe ordinea de zi avem și proiecte din, să zic, care nu țin de partea de investiții, dar avem proiecte care decurg prin aplicarea legii. Mă refer la ordonanța de guvern 15 pe 2021. Ca atare, ținând cont de faptul că toate proiectele au avut avize favorabile, aș vrea să nu mai prezint referatul de aprobare, pentru că l-ați avut. Da, vă rog, să nu mai prezint referatul de aprobare. Vedeți dumneavoastră că e o ordine de zi bocată. Aș vrea doar să citesc titlul și dacă aveți intervenții pe fiecare proiect în parte, vă rog să o faceți și răspundem punctual acolo unde aveți nelămuriri. Sunteți de acord? Vă mulțumesc. La punctul 1 de pe ordinea de zi, da, vă rog. La punctul 18 de pe lista suplimentară nu pot participa la vot, deoarece fac parte din Consiliul de Administrație a SEI-ului Comănești. Vă rog. Da. Vă rog. Da, e bine să o facem la început ca să ne delimităm foarte clar dacă avem... E în regulă. Am înțeles, dar sunt convins că o să avem destule voturi care, ca să treacă, pentru că e zona de, e partea de Cruci Roșie, așa că nu sunt probleme. Important să avem vorul. Da, am menționat, am reținut, aș vrea să dau citire, să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, ceea ce înseamnă aprobarea procesului verbal din ședința de extraordinară din 21.09.2021. N-aș vrea să dau citire referatul de aprobare, dacă a studiat procesul verbal de săptămâna trecută, aș supune la vot procesul verbal așa cum a fost prezentat la mapă. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Mulțumesc. Procesul verbal a fost aprobat așa cum a fost prezentat. La punctul 2 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închiriere de bunuri imobile aflate în proprietatea publică și privată a județului Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest punct, da, vă rog. Am dat un pic în detaliu pe acel regulament. Este bine că se face. Am două propuneri tehnice. Pe la articolul aliniatul 4, propunerea pentru titulare care dreptul de administrare este între 20-50% din suma de închiriere să se returneze Consiliul Județean. Și cred că am putea merge pe o, ca să nu mai venim prin hotărâre, să stabilim, putem stabili la început 50% din sumă să rămână la nivelul celor care închiriază
instituțiile care administrează spațiile și terenurile care se supun închirierii. Deci noi am făcut mențiunea în proiecție, cred că vom reveni prin hotărâre de Consiliul de Stat și vom stabili atunci valoarea contului. Legea ne spune că între 20 și 50% poate rămâne la... Da, este corect ce spune, să zic așa ca observații, dar vă spun așa ca să nu mai revenim cu hotărâri de Consiliul Județean. Dar eu cred că ar trebui să supunem deliberativului lucrul ăsta, asta e părerea mea. Păi nu, să supunem deliberativului, nu mă refer la propunerea noastră, adică în momentul când, punctual la fiecare chestiune, eu cred că ar trebui discutat pe fiecare în parte, asta este propunerea noastră. Noastră puteți fi de acord sau nu. Puteți să faceți amendament, dacă faceți amendament îl supunem la vot și îl considerăm amendament, dacă nu, rămâne proiectul de hotărâre așa cum a fost promovat. Logica acestui de a trece prin Consiliul Județean tarifele stabilite, cred că e de sine înțeles că ar trebui deliberativul să... Da, eu vă supun la vot acest lucru, dar noi votăm un pic în oră. Să punem un procent de... Și atunci poate facem anumite diferențe, poate mai veniți cu anumite diferențe pe fiecare tarif în parte, să zicem. Știți? Eu de asta cred că e bine să le punctăm pe fiecare. Nicio problemă. Aș fi vrut să mai introducem un al doilea aspect. La sfârșitul fiecărui an, instituțiile Consiliului Județean să facă o inventariere a imobililor și spațiilor care pot fi închiriate. Adică putem să trecem un articol în acest regulament în care la sfârșitul anului să facem o inventariere și să fie prezentată Consiliul Județean. Am înțeles ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar vreau să vă spun că privind în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în fiecare an suntem obligați să facem inventarierea. Ca atare am adăugat la lege a tuturor spațiilor, că sunt la închiriere, că nu sunt la închiriere, că sunt în proprietatea noastră, că sunt în concesiune. Ceea ce ar fi disponibil pentru închiriere, deci... Dar să faci această inventariere. Aș întreba pe cineva din Consiliul Județean, domnule, ce spații, ce imobile sunt? Voi puteți întreba, că putem să punem la dispoziție această situație, că avem tot timpul. Este o evidență, asta nu știam. Nu există. Vă spun așa. Fiecare an, atât Consiliul Județean, cât și instituțiile aflate în subordine, au obligația legală, dacă mă străduiesc, mi-aduc aminte și ordinul 1982, care ține de inventarierea anuală. Inventarierea anuală presupune în felul următor, ca până la 31 decembrie să inventarieze tot ce înseamnă activ și pasiv din cadrul instituțiilor publice. Stați o secundă. Ca atare, noi avem o evidență cu toate spațiile aflate în concesiune, în chirie, care sunt în proprietatea noastră. Deci, dacă vreți să solicitați o situație de genul ăsta, o solicitați, o punem la dispoziție. Este foarte bine și legea prevede asta. Eu aș fi vrut un plus în care să știu la sfârșitul anului că am atâtea spații închiriate corect, dar ce este disponibil asta? Am stabilit tarifele din închiriere. Am stabilit la începutul anului și tarifele pentru fiecare. Știți că acum mi-ați spus la început, doamna Consiliul Județean m-a răspuns foarte bine. Știți că noi stabilim și tarifele și pe cine aș ceva tarifele. Ca atare aveți evidență, dar dacă doriți o evidență separată, o puteți solicita de la aparatul de specialitate, noi o facem, o transmitem fără nicio problemă. Ideea este în felul următor. Haideți să nu birocratizăm foarte mult niște lucruri care sunt prevăzute deja de legislație. Eu și mai un aspect, subliniez aici importanța decidentului, cei care decid asupra unor tarife. Dacă punem un cadru general în momentul când spunem, domnule, 50%, păi una este 50% din 100 de lei și una este 50% din 50 de milioane. Ca atare, cred că trebuie să decide pe fiecare în parte. De asta am pus regulamentul. Dacă vreți să-l facem amendament, îl facem amendament, îl supunem la vot aici. Am înțeles că este prevăzut. Da. Rămâne în momentul în care ajunge fiecare hotărârea Consiliului Județean de Închiriere, atunci a stat din poartă. Nu rămâne. Da? Bine, mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Vă mulțumesc. Cine este pentru, am văzut. Împotrivă? Abțineri?
Mulțumesc frumos, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 3 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor de parcare de la Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu Bacău. Dacă sunt intervenții pe acest punct, pe acest proiect de hotărâre, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum v-a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru darea în administrare către Consiliul Local al Comunei Hemiuș a unui sector de drum din drumul județean DJ119B de la kilometru 19 plus 155 până la kilometru 25 plus 018 situat pe raza administrativă teritorială a Comunei Hemiuș. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, o să am eu o simplă intervenție, o simplă intervenție, sau dacă nu, pot să o duc la diverse ca să mergem mai repede. Nicio problemă în ceea ce privește acest proiect. Vreau doar să fac o specificare. Primarul Comunei Hemeiuș ne-a solicitat în nenumărate rânduri darea în administrare acestui... Adică a solicitat tocmai în ideea de a face niște alei pietonale pe lângă drum. Ca atare, noi, ca și Consiliul Județean, am procedat în felul următor. Am întâi, singurul lucru care se oprea, această decizie se oprea la un moment dat la mijloc, era faptul că acest drum nu era asfaltat. Nu era refăcut. Știți la care drum? Mă refer la drumul care face legătura. E o variantă mică a municipiului Bacău, care face legătura dintre Mărgineni și Hemeiuș, ca atare, care leagă și cu centura oarecum. Noi ne-am făcut treaba, am făcut această reabilitare a drumului, ca atare predăm drumul către OAT Hemeiuș în vederea realizării aleilor pietonale. Asta am vrut să fac singura referire și singurul punctaj ca să înțelegeți despre ce este vorba, cu ce scop a fost dat acest drum în administrare. Și tocmai pentru a scuti și de anumite cheltuieli, că era teamă că trebuia să treacă pe întreținerea drumului. Așa, noi l-am refăcut, l-am dat în administrare, deci poate să fac aleile care sunt extrem de necesare, mai ales în zona aia extrem de circulată. Mulțumesc! Deci supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 5 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 1497 metri pătrați din zona drumului județean 119B, situat în sat Mărgineni, comuna Mărgineni din județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău în favoarea SCDL Gazgrid S.A. Dacă nu sunt intervenții pe acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de transport public persoane pe traseul județean numărul 36 Bacău-Buhuș. Sunt intervenții la acest punct? Vă rog, domnul președinte. Acest proiect care vizează transportul public de persoane. Da, vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre, așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 de pe ordinea de zi prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferent pentru obiectivul de investiții, reabilitare, sediu, ambulanță Onești, reabilitare, ateliere mecanic și electric, Spitalul Municipal Sfântul Ierarh, dr. Luca Onești. Dacă nu sunt intervenții pe acest punct, vă rog, domnul. Vreau să aduc la cunoștința legilor că proiectul este finalizat în proporție de 85-90%.
s-au oprit lucrările deocamdată, pentru că proiectantul a descoperit o anexă la acest sediu, care probabil nu va putea fi reabilitată și atunci va trebui demolată și reconstruită din nou. Acesta este motivul pentru care lucrările s-au oprit pentru o perioadă scurtă. Sper că până la sfârșitul anului să terminăm acest obiectiv de investiții. Ați adus în vedere lucrul ăsta. Consiliul Județean a fost de acord să suplimenteze cu o finanțare în așa fel încât să nu mai suporte primăria Onești și să mergem până la finalizarea obiectivului cu acești indicatori tehnico-economici. Dacă nu mai sunt alte intervenții, aș supune la vot. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 8 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind dezlibirea în 3 loturi a imobilului cu număr cadastral 60.657, situat în sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău, în suprafață de 83.701 metri pătrați. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 de pe ordinea de zi prezint referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind dezlipirea în 7 loturi a imobilului cu număr cadastral 60.404, situat în sat Glăvănești, comuna Glăvănești, județul Bacău, în suprafață de 128.170 metri pătrați. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind dezlipirea în 3 loturi a imobului cu număr cadastral 60.955, situat în satul Burdusaci, comuna Răchitoasa, județul Bacău, în suprafață de 44.958 metri pătrați. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 11 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind dezlipirea în 5 loturi a imobilului cu număr cadastral 60.899, situat în sat Motoșeni, comuna Motoșeni, județul Bacău, în suprafață de 49.536 metri pătrați. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 12 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu 60 de unități administrativ-teritoriale din județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor municipale. Sunt intervenții pe acest punct? Aș face eu o singură precizare, este un proiect așteptat de majoritatea localităților. Consiliul Județean a achiziționat 4.000 de pubele negre și am încercat să găsim varianta, și asta e varianta legală, de a distribui pubelele către localități. Am avut foarte multe solicitări din partea primarilor, ca atare astăzi, prin votul dumneavoastră, se împlinește acest lucru. Dacă nu sunt intervenții pe acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în formă prezentată. La punctul 13 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind acordul județului Bacău în calitate de vecin în vederea construirii de către Secea Aqua Sole 2013 SRL a unui imobil cu destinație pensiune turistică situată în municipiul Bacău, strada aeroportului numărul 6. Dacă nu sunt intervenții la acest punct, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 14 de pe ordinea de zi se prezintă proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu orașul Buhuș în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ-158 Buhuș, limită de județ, cu județul Neamț. Sunt intervenții pe acest proiect? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru?
Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 16 de pe ordinea de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Bacău pe anul 2021. Sunt intervenții pe acest proiect? Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind plata contribuției anuale aferente anului 2021 la Patrimoniul Societății Naționale de Cruce Roșie din România, filiala Bacău. Dacă nu sunt intervenții pe acest proiect, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de... Da, vă rog. Da, știm asta, știm. Am notat de la început, deci nu... Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la ordinea de zi suplimentară și aici tot într-o formă de aceeași natură o să prezentăm proiectele. Repet, e rezultatul aplicării ordonanței 15/2021. Ca atare, dacă sunt anumite neclarități, cred că se spunea în comisie sau ținând cont că Comisia Economică a dat aviz favorabil, aș trece pe vot direct după prezentarea titlului proiectului. La punctul 1 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru proiectul lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unități de primire urgențe, realizare heliport, Spitalul Județean de Urgență Bacău, cod SMIS 120.780. Cine este pentru? Eu vreau să spun că nu particip. Doamna, am înțeles. Da, doamna. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 175 din 11/09/2018 privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect și a contribuției proprii a județului Bacău pentru proiectul lucrări de modernizare, extindere, dotare, infrastructură, unitate de primire urgențe, realizare heliport, Spitalul Județean Bacău, urgențe cod SMIS 120.780 cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C Tătărești-Corbasca, kilometru 8+022-23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Votul împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG252C Tătărești-Corbasca, kilometru 8+022-23+088, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 5 de pe ordine de zi suplimentare se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin
aplicarea ordonanței numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului reabilitare și modernizare DG119 km 25+740 27+993 la Ciucan, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 6 de pe ordinea de zi, suplimentară, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG119, km 25+740, km 27+923 la Ciucan, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă. Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 7 de pe ordine de zi, suplimentară, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG123, limită de județ Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, DN12A, km 41 00062 +103, județul Bacău, sector de drum studiat de la kilometru 44 +800 la kilometru 51 +100 pe o lungime de 6,30 km în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi suplimentară. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG123, limită de județ Harghita, Valea Uzului, Dărmănești, DN12A, km 41+000, 62+103, județul Bacău, sectorul de drum studiat de la km 44+800 la km 51+100 pe o lungime de 6,30 km în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Vot împotrivă? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 9 de pe ordinea de zi suplimentare se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin aplicarea ordonanței numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG117 poduri, km 17+000, 21+180, în lungime de 4,180 km, județul Bacău, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 10 de pe se prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi suplimentară, referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DG117 poduri, km 17+000, 21+180, în lungime de 4,18 km din județul Bacău, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat.
La punctul 11 de pe ordine de zi se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați prin aplicarea ordonanței numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare, DG241B, Pădureni Godovana, kilometru 2+370, 17+800, din județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 12 de pe ordinea de zi, suplimentară, se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare, DG241B Pădureni Godovana, kilometru 2+370, 17+800, județul Bacău, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 13 de pe ordine de zi suplimentare se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare drum județean DG241C, Valea Mare, limită de județ Neamț, kilometru 4+050, kilometru 6+938, limită de județ Neamț, Lipova, limită de județ Vaslui, kilometru 9+450, 24+110, în lungime de 17,548 km, tronsoanele kilometru 10+400, 14+927 și kilometru 17+830, 20+730, în lungime de 7,427 km din județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi suplimentară. Se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați prin aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului investiții modernizare DG117, kilometru 14-950, kilometru 17-000, în lungime de 2,05 km, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. La punctul 16 de pe ordinea de zi suplimentare se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului operativ de acțiune pentru combaterea înzăpezirii poleiului și a gheții pe drumul județene pentru iarna 2021-2022. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 17 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați privind aplicarea ordonanței Guvernului numărul 15/2021 pentru realizarea obiectivului proiect strategic regiune nord-est axa rutieră strategică 3, Neamț-Bacău, DG207D, limită de județ Neamț-Traian, DN2F, kilometru 28+000, 50+254, DG241, limită de județ Vrancea-Podoturcului, izvorul Berheciului, kilometru 25+000, 83+368 și DG241A, izvorul Berheciului, Secuie, kilometru 64+250, 78+214, precum și modificările și completările hotărârii Consiliului Județean Bacău numărul 2/2017 cu modificările și completările ulterioare. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 18 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție, amenajare și dotare loc de joacă pentru copii la Centrul Școlar de Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, județul Bacău. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat. La punctul 19 de pe ordinea de zi suplimentară se prezintă referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea SECE Aerostar S.A. Bacău în numele și pentru județul Bacău să construiască fundații betonate permanente aferite instalării și utilizării unui sistem mobil aircraft arresting system MAS în vederea aplicării articolului 2 din hotărârea de guvern numărul 1625/2004. Am să fac eu o scurtă intervenție pe acest lucru, dacă mai sunt și alte intervenții, vă rog. Tocmai de asta am retras proiectul de pe ordinea de zi și am pus-o pe ordinea suplimentară pentru că am găsit o cale mult mai simplă, mai bună și mai, pentru a demara cât mai repede realizarea acestor lucrări la aeroport. Sunt lucrări care sunt esențiale pentru reparația avionilor F-16 pentru realizarea contractului cu Aerostarul și nu mai știu cu cine e NATO, MAPN-ul, da, în aplicarea. Tocmai de asta a și fost pe ordinea suplimentară și a găsit și o formă mult mai simplă, mai eficientă de a putea demara lucrările. Alte intervenții pe acest proiect? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă rog, cine este pentru? Se abține cineva? Voturi împotrivă? Vă mulțumesc, proiectul de hotărâre a fost adoptat în forma prezentată. Dacă sunt intervenții de final la diverse, eu aș face o singură precizare. Vă rog, domnul consilier județean, vă rog, sigur. Da, mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi, toți circulăm pe la intersecția de la Sarata și ați văzut foarte bine în ce condiții. Eu port o discuție acum cu primăria Bacău, în partea transportatorilor, să încercăm să facem un sens generator, o probă, să vedem ce se întâmplă acolo, dacă putem merge mai departe cu sensul generator. În mandatul trecut am avut un proiect, care și dumneavoastră știți, cu lărgirea drumului de la avion până la... De la avion până la... La calea ferată, care se iasă dincolo, de la vilele de noi. Și mandatul trecut, pentru că noi eram lideri, nu a fost aprobat. Eu aș avea rugăminte astăzi la dumneavoastră, la cei din PSD, să puneți, să reluați proiectul, măcar să începem cu sensul generatorului, să-l facem ca lumea și după aia să rămână pentru anul viitor măcar, pentru că bugetul anul ăsta nu știu dacă putem sau dacă putem, e foarte bine, dar cred că toți sunteți de acord cu ideea care o am și aș vrea să punem în aplicație. După ce o să vedeți cum se circulă sensul generatorului, pentru că ați văzut că e o groapă care tot continuă, ajuns în mijlocul drumului. Când venim din oraș și facem dreapta spre aici, ajuns în mijlocul drumului și nu se uită nimeni la ea, nu vede nimeni nimic. Deci tot circulăm pe acolo. Da? Ce vreau să vă spun? Da, vă rog, vă rog, vă rog, intervenție. Intervenție, drumul nu este al nostru. Da, știu că drumul nu este al nostru. Facem cu municipiul. Facem o discuție. Ați ridicat problema acolo, pentru că eu nu țin minte să fi făcut dumneavoastră un proiect și noi să nu fi aprobat.
Ați uitat că sunteți mai... Vă rog frumos, la urmă, înregistrarea proiectului. Da. Da. Haideți să încercăm de acum, că încercăm Nichita o problemă. Să încercăm. Înseamnă că nu sunteți de acord, mulțumesc. Eu vorbesc cu domnul președinte, iar sunteți secretarul Mică și altă de... Da, trecut, ați propus și l-ați făcut. Și l-am făcut noi. Și domnul președinte, discuțiile. Deci, haideți să vă răspund eu. Proiectul, așa. Preambele 1, drumul nu este atât. Asta e un aspect. Da. Și nu putem acționa pe drumul care nu este al nostru. Dar vă aduc aminte că în acest Consiliu am votat o asociere cu municipiul Bacău prin care să facem legătura între varianta ocolitoare a Bacăului, strada Șafran și aeroport, care ar putea să rezolve această problemă. E corect? Corect, da. Da? Atunci, nu cred că are rost să mai supunem un alt proiect care are aceeași utilitate, dar încă mult mai amplu. Pentru că rezolvăm o problemă de circulație clară. Ne ducem în zona aeroportului. Noi, dumneavoastră a spus, până la calea ferată. Noi nu vorbim până la calea ferată. Noi să ieșim din... să unim centura direct cu aeroport și de acolo avem strada mare. Da? Dar s-a supus la vot, a fost aprobat atât în Consiliul Local Bacău, cât și în Consiliul Județean Bacău. Rămâne doar depus în aplicare. Mulțumesc frumos! Deci, noi vom fi... Într-adevăr, susțin ceea ce spune domnul consilier, intersecția Deneu Mușchi cu Sarata e foarte aglomerată, dar eu propun altceva. Pentru că au majoritate din Consiliul Local, au primarul lor, se poate realiza în 2-3 zile cu niște balize mobile, spațiu destul de generos, gen, fabrica de miere, intersecția cu Calea Mănești. Numai că terenul... Terenul permite, vă spun eu, aproape cu mici modificări, mai bine în ajutor și luăm un efort și într-o săptămână e rezolvat. Acolo mai e o problemă, aveți viceprimar care poate să propună treaba asta corect, dar e clar, doi, mai e o chestiune care trebuie, eu am răspuns din punct de vedere. Consiliul Județean, cum putem rezolva această problemă? Vă rog, domnul consilier Județean. Mulțumesc, domnul președinte, deci încă de pe vremea bădușilor primari din partea administrației s-a făcut o serie de studii, societatea serii publice a făcut o serie de studii. Nu se poate realiza o chestiune foarte simplă din balize pentru că nu avem rază de bracare a tirurilor acolo. Dar pentru care discuția este de o supravergire a întregului sistem de girație și a unui studiu de trafic. Supravergirea înseamnă un proiect de sine stătător cu autorizații de construcție, nu-i doar o chestiune simplă din balize, cum s-a realizat, de exemplu, la intersecția cu Calea Mănești. Da? Acolo mergem cu sistem provizor. Dar, în virtutea unui proiect, acestui proiect de această asociere, pe care l-am votat împreună Consiliul Județean, Consiliul Local, în urma studiului de fezabilitate, care va conține cu certitudine și un studiu de trafic, de acolo ne vor ieși exact soluția de trafic. Vedeți să facem ceva? Mulțumesc! Dar, încerc să din următorii dânsuri și mă ceartă după aia birou și după aia vă dau imediat. Da, spuneți ca să nu... Deci vă anunț că deja poliția a dat patent. Da? Pentru studiu. Da, domnul. Dar trecând este sensul generator, vreau să vă spun că această ordonanță 15 și asta am... Mi-a venit această idee ascultându-i pe colegi și ne-a dat ocazia să vedem, de fapt să facem o radiografie. Să facem o radiografie a tuturor proiectelor pe care Consiliul Județean le are în vizor și la practică în implementare. Și ați observat că sunt peste o duzină de proiecte la care Consiliul Județean, probabil că în alte condiții n-am fi avut pe ordinea de zi toată această radiografie, această ordonanță 15 ne-a dat ocazia să vedem cum se lucrează la Consiliul Județean. Ce este lor? Da, eu am să vă spun să completez. M-am distrat cu domnul vicepreședinte. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați dat dovadă, pe de o parte, de operativitate,
Pe de altă parte, de faptul că ați înțeles că proiectele care sunt la nivelul Consiliului Județean sunt rodul unei munci de echipă și eu vreau pe această cale să mulțumesc aparatului de specialitate, doamnei secretar general care a verificat legalitatea tuturor documentelor și care, vă spun la modul cel mai cinstit, nu a fost foarte simplu ca într-un timp relativ scurt să ne încadrăm în timpul dat de Ordonanța 15. Și să venim acum cu aceste actualizări și în așa fel încât noi să votăm astăzi, să ne încadrăm în termen. Să știți că nu sunt sume foarte mici, sunt sume mari, sunt sume rezultate din creșterea de prețuri și toată lumea este conștientă de faptul că dacă nu actualizăm, nu putem continua lucrările. Este un efort extraordinar pentru Consiliul Județean, pe de-o parte, mă refer ca buget, și pe de altă parte și de munca fiecărui lucrător din cadrul Consiliului Județean să buchisească tot ce înseamnă măriri de prețuri. Asta e un aspect. Un al doilea aspect, subliniez ceea ce a zis colegul meu, domnul Gelu Panfil, se vede clar, s-a făcut o radiografie a proiectelor aflate în derulare la nivelul Consiliului Județean. Și putem să facem comparații, poate, și cu alte județe, să vedem cam pe unde stăm. Eu cred că suntem într-o zonă undeva în prima parte a topului. Noi acum o săptămână am primit vizita DigiTV, care a filmat toate obiectivele, nu toate obiectivele, o parte din obiectivele finanțate pe fonduri europene la nivelul județului Bacău și vă spun, o să prezinte emisiunea într-o săptămână, peste o săptămână și vă spun că au rămas plăcuți impresionați. Ăsta este rolul Consiliului Județean și ăsta este rolul a nostru și a dumneavoastră. Vă mulțumesc și asta a fost... Vă rog, domnul consilier Bursă. Într-adevăr, sunt multe proiecte tehnice și realizarea lor înseamnă... Lucrări în execuție, nu proiecte tehnice. Da, în execuție, da, și în execuție care va avea rezultate în creșterea calității vieții oamenilor. Aș vrea să vă dau și o parte de culoare culturală. În această lună, în Bacău, s-a sărbătorit 140 de ani de naștere la Bacău. Aș avut loc un eveniment extraordinar care m-a impresionat și vreau să fac o mulțumire publică. Ceea ce s-a întâmplat la galeriile Alfa, expoziția Portret Bacău de 140 de ani, în care au fost 250 de artiști din 52 de țări, din 6 continente la Bacău, un eveniment extraordinar. Și, de asemenea, această expoziție a fost în 14 orașe din România. Și vreau public să mulțumesc, să felicit Victor Eugen Hain, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, prin managerul doamna Popa, prin domnul Dionis Cuță, șef de secție. Vreau să le aduc mulțumiri publice și să felicit pentru acest eveniment, care este emblematic la nivel național. Aceasta nu să vă mulțumesc și să sprijinim în continuare. Ce vreau să vă spun, în primul rând, trebuie să începem cu felicitări de aici din sală. Pentru că dumneavoastră știți, sau cred că știți, am fost cei care dumneavoastră ați aprobat această manifestare. Noi am finanțat-o, dumneavoastră ați decis asupra acestei finanțări. Toată lumea de aici a votat. Și de aici plecăm. Partea organizatorică, partea de execuție și-a făcut treaba. Dar de unde a plecat acest lucru și era firesc să se întâmple, a plecat din cadrul deliberativului de aici, din sală. Eu vă felicit pe dumneavoastră. De ca pe întreg proiectul Bacovea, cuprins mai multe secțiuni, printre care și acesta. Deci trebuie să primim în ansamblul lui. Noi am decis aici ce se întâmplă cu această manifestare și era firesc să o avem, că nu se știe în aceste vremuri grele când vom mai avea ocazia sau cum vom mai avea ocazia să facem manifestări publice de genul ăsta. Da? Dacă nu sunt alte intervenții, dacă mai sunt lor de poziții, vă rog. Dacă nu, vă mulțumesc, vă doresc o zi plăcută și să fim sănătoși cu toții. Doamne ajută!